CSS Giurgiu a fost înscrisă în Liga 1 de basket masculin și are șansa de a evolua al treilea an consecutiv în primul eșalon, cu toate că prezența între cele 16 formații ale campionatului indică drept sigur faptul că la Giurgiu se va juca în continuare basket la nivel înalt, lucrurile nu stau tocmai așa. În acest moment, formația giurgiuveană nu are sub contract niciun jucător, acesta expirând în luna mai la finele sezonului 2012-2013. De asemenea, a expirat și înțelegerea cu antrenorul Cristerel. Mai mult, Petty Perry și Cătălin Vlaicu și-au găsit angajamente cu alte formații. Dacă Peri s-a înțeles cu Beca Minsk din Belarus, Vlaicu a ales să continue în România la Energia Rovinari. Giurgiuvenii caută în acest moment cu disperare finanțare, surse din cadrul clubului afirmând că sunt discuții cu doi sponsori. Conform tragerii la sorți a noului sezon, primele două etape CSS Giurgiu va evolua pe teren propriu cu BCM Pitești pe 28 septembrie și Concordia Chiajna pe 5 octombrie. Primele jocuri din noul sezon pentru CSS Giurgiu ar urma să fie cele din primul tur al Cupei României, programat pe 21 și 25 septembrie. Adversara echipei de la malul Dunării urmează să fie BCM Pitești.